50 de grame de gelatină le-am pus la muiat pentru 10 minute într-un pahar de 250 de mililitri de apă. După 10 minute voi pune la foc foarte mic gelatina și vom mesteca în continuu cu atenție, pentru că nu trebuie să fiarbă. Deci vom mesteca până când încet, încet gelatina se va topi. Cu această gelatină apoi noi vom putea apreta diferite lucrări pe care deja le-am realizat și cu gelatină vor fi mult mai rezistente. Deci încet, încet gelatina se topește, se dizolvă. Am ajuns la S-a dizolvat toată, sigur. Acum voi stinge aragazul. Uitați-vă, așa se prezintă în felul acesta. Nu ne rămâne decât să continuăm. În timp ce gelatina se va răci un pic, într-un contenitor, așa cum spuneam, întotdeauna eu am un anume contenitor pe care îl folosesc pentru apretat. Deci într-un contenitor vom pune din nou apă și vom înmuia bine produsul pe care trebuie să-l apretăm, în cazul nostru cuibușorul. Îl voi muia bine în felul acesta. Îl voi stoarce. Voi da totul deoparte. Iar acum ceea ce ne rămâne de făcut este ca în interiorul acestuia să introducem balonul pe care îl vom umfla. După ce am umflat balonul și am pregătit cuibușorul, după cum puteți vedea, voi pune gelatina în același vas de care v-am vorbit mai întâi. Voi înmuia lucrarea în modul în care gelatina să umezească întreaga lucrare în felul acesta și nu ne rămâne altceva de făcut decât să punem la uscat. Eu am lăsat anume pentru acum mai târziu, pentru că acum am reușit să prind un pic de soare, un pic de timp. Îl voi pune pe sârmă în felul acesta. În timp ce se usucă din când în când, cu degetul vom împinge în felul acesta pentru a desprinde un pic lucrarea de balon. În felul acesta putem apreta toate lucrările noastre pe care le avem, fără riscul de a se lăsa după puțin timp. Nu se va îngălbeni, chiar dacă este o lucrare în culoare albă, sau nu se va îngălbeni, se va păstra pentru mulți ani intact. Eu sper că veți reuși. Așa cum vă spuneam, gelatina, 50 de grame, se poate folosi gelatina în foi, gelatina în granule, în praf, destul să fie gelatină. Eu vă doresc spor la lucru, sunt Tatiana Andrieș și vă mulțumesc!